Muzică clasică și relaxare la un nou concert de orgă susținut la Biserica Evanghelică din Reghin. Miercuri, 10 august, a concertat organista Cătălin Boldijar din Cluj-Napoca, născută în Reghin. Programul a cuprins fragmente din Bach, Mendelssohn, Bartoli, Reger și Cezar Franck. Fiecare orgă este altfel, e construită în stil romantic, tastele se acționează mai ușor decât cele din timpul baroc. E destul de ușor de cântat la ea, are niște sunete frumoase, sper să reușesc să le scot în evidență și da, mă bucur că măcar vara se cântă la ea și are ocazia și publicul din Reghin să o audă. Artista din Cluj-Napoca a studiat pianul și a început să cânte la orgă în perioada studiilor universitare. Astfel a ajuns să învețe și în Germania. Concerte a susținut în toată Transilvania, iar o perioadă de timp a fost organista bisericii din Cluj-Napoca. Eu am studiat, de fapt, pian, timp de 12 ani, și apoi m-am reprofilat în facultate, deci în liceu deja am început să mă pregătesc și în facultate am învățat timp de 6 ani orgă ca și instrument principal. Bine, între timp nu am uitat nici de pian, dar chiar este nevoie de studiu mult, e complex instrumentul, probabil și de aceea are acest nume de regina instrumentelor, că se pot imita multe instrumente cu ea, se poate crea un fel de efect de orchestră câteodată, dacă e nevoie, și sunete fine, solo-uri, deci oferă multe posibilități orga, așa ca și instrument. Artiștii care vin la noi merită aplauzele noastre. Mulțumim foarte frumos pentru că ai venit din nou la noi și te așteptăm cu drag și altă dată. O să nu uit de tine niciodată ca să revenim cu noi idei. Deci totdeauna niciun concert nu este la fel, chiar dacă se cântă la acest instrument. De aceea și de aceeași persoană. De aceea doresc totdeauna să și reinvit mult succes mai departe și în cariera aceasta și în celelalte. Noi o să-i pencă sunăm hodit voltal, ești chivană cu mine, eu tu abro aici. Seria concertelor de vară de la Biserica Evanghelică va continua miercuri 31 august cu un recital susținut de clujeanca Covari Oronco.